Dacă reușesc să învingă Astra mâine la Severin, gorjenii se pot declara salvați de la retrogradare. Pandurii sunt acum echipa momentului în Liga 1, ținând cont de evoluția lor din ultimele 4 etape. Au reușit să acumuleze 10 puncte într-un interval destul de scurt și adversarii lor se află în formă bună, Astra fiind pe locul 8 în clasament cu 37 de puncte. Ne așteptăm un meci foarte greu cu Astra, eu zic că e o echipă bună, o echipă incomodă, dar avem ceva ce trebuie să ne punem să câștigăm toate 3 puncte sau să nu pierdem. Important e să luăm puncte cu Astra. Avem o partidă dificilă sâmbătă la Severin cu Astra Ploiești și sperăm să reușim victoria, care ne-ar aduce mai multă liniște. Sub comanda lui Grigoraș, pandurii s-au transformat complet. Antrenorul pandurilor și-a trecut în cont pe banca echipei gorjene și câteva rezultate remarcabile în fața echipelor cu renume din fotbalul românesc, egaluri în deplasare cu Dinamo, Rapid și Timișoara și o victorie pe teren propriu cu CFR Cluj. Putem să ne luptăm cu orice echipă din clasament, din campionat, de la egal la egal. Etapele care au trecut, suntem la 4 meciuri fără înfrângere și deci ne dă încredere și cred că putem să facem rezultate mai bune de acum încolo. Meciul dintre Pandurii și Astra Ploiești se joacă mâine la Severin de la ora 14.